De ani de zile, municipiul Târgu Jiu se confruntă cu problema câinilor fără stăpân. Autoritățile spun de fiecare dată că vor rezolva problema, însă și în ziua de astăzi, patrupedele se plimbă libere chiar și în zona de promenadă. Relaxarea se apropie, dar nu pentru toată lumea. Autoritățile vor să dea liber la concedii doar pentru cei vaccinați. Cei care nu s-au imunizat încă vor fi nevoiți să respecte în continuare anumite măsuri, cu toate că atât cei vaccinați cât și cei nevaccinați pot transmite în continuare virusul. Asociația pentru Democrație, Educație, Respect implementează proiectul 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Scopul acestuia este promovarea valorilor patriotice în rândul liceenilor. Așadar, peste 150 de elevi vor participa la un concurs de eseuri. Avem valuri de promisiuni duse din termen în termen până când oamenii uită când au început și când trebuie să se termine. Găsim scuze peste scuze când suntem trași la răspundere, iar pandemia aduce și ceva bun. Ne putem ascunde după ea. Nu s-a putut finaliza o lucrare că e pandemie. Nu s-a putut finanța un proiect că s-au redirecționat banii din cauza pandemiei. Și când pandemia va rămâne de domeniul trecutului, ce pretext vor mai găsi mai mari județului și ai României? Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. De zile târgujenii se confruntă cu problema câinilor fără stăpân. Autoritățile promit rezolvarea problemei de fiecare dată când sunt întrebate, dar nimic concret nu se face. Câinii sunt tot pe străzi, adăposturile sunt pline, iar siguranța și estetica municipiului lasă de dorit. Iubiți și câini vagabonzi sunt mai cistiți și uneori mai loți. Iubiți și problema câinilor fără stăpân din municipiul Târgu Jiu nu este de astăzi sau de ieri. De ani de zile, siguranța cetățenilor este pusă în pericol de patrupedele care își fac veacul prin cartiere, căutând mâncare prin gunoi sau așteptând să primească un colț de pâine de la iubitorii de animale. Până acum nu au fost agresivi, însă câinii sunt imprevizibili, speriați fiind de cei care îi gonesc, dar și impulsionați de foame. Câinii fără stăpân au ajuns chiar în centrul municipiului. În zona de promenadă, pe lângă bunici și părinți care își supraveghează copiii, se plimbă zeci de patrupede nestingherite. Din imagini se observă faptul că animalele au mai fost identificate și ridicate, însă totuși se plimbă libere printre cetățeni. Autoritățile locale spun că vor scoate la licitație serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân. În prezent se ocupă societatea Edilitara, însă vedem cu toți implicarea acesteia. Dacă nu se va prezenta nimeni la licitație, serviciul va rămâne tot în sarcina Edilitara. Pregătim un regulament pentru a scoate la licitație acest serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân. Putem să avem surpriza ca la licitație să nu se prezinte nimeni, ceea ce ar însemna că în continuare societatea Edilitare, prin serviciul de ecarisaj, se va ocupa în continuare de gestionarea acestei situații. Încercăm și un astfel de compromis, adică încercăm să găsim o fundație sau o asociație care să-și dorească să gestioneze această activitate a câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Târgu Jiu. Mai mult, edilul de la Târgu Jiu este depășit de situații și vrea înființarea unui serviciu județean de gestionare a câinilor fără stăpân. Romanescu spune că patrupedele sunt aduse din alte localități la Târgu Jiu, așadar ar trebui plătite alte persoane să facă treaba pe care cei de la Târgu Jiu nu au putut să o rezolve nici până în prezent. Cred că ar trebui să înființăm un serviciu județean pentru câinii fără stăpân. De ce vă spun acest lucru? Pentru că noi preluăm de pe străzile din Târgu Jiu și din cartierele din Târgu Jiu un număr destul de mare de câini pe care îl ducem în padocul amenajat, însă constatăm că în fiecare zi, în fiecare săptămână, ne sunt aduse alte animale nevinovate, până la urmă, din alte localități. Și nu putem să facem față numărului foarte, foarte mare de animale care nu aparțin sau n-au aparținut cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. De aceea un serviciu județean ar fi ideal pentru a putea gestiona situația măcar la nivelul județului Gorj. Încă de la începutul anului, autoritățile promit rezolvarea problemei. În ianuarie am mai prezentat odată situația cartierelor pline de câini vagabonzi. Adăpostul public de la Târgu Jiu funcționează în continuare la capacitate maximă, iar oamenii nu se înghesuie să adopte câini. Costurile cu întreținerea acestora sunt ridicate, iar în aceste condiții câinii ajung din nou pe străzi, autoritățile sunt din nou depășite, iar cetățenii sunt din nou puși în pericol. Relaxarea se apropie, dar nu pentru toată lumea. Autoritățile vor să dea liber la concedii doar pentru cei vaccinați. Cei care nu s-au imunizat încă vor fi nevoiți să respecte în continuare anumite măsuri, cu toate că atât cei vaccinați cât și cei nevaccinați pot transmite în continuare virusul.
Cum autoritățile au început să vorbească despre o relaxare și o posibilă reîntoarcere la normalitate, românilor le-a revenit apetitul pentru vacanțe. Astfel că mulți își planifică concediul de vară făcându-și rezervări, dat fiind faptul că în mai puțin de o lună se dă startul sezonului estival pe litoralul românesc. Comparativ cu perioada noiembrie-decembrie, începând cu primele luni ale noului an, s-a observat o creștere semnificativă a rezervărilor făcute. La nivelul județului Gorj, o agenție de turism a vândut până în prezent peste 200 de bilete pentru un sejur pe litoralul Mării Negre. Reprezentantul agenției susține că gorjenii nu mai sunt sceptici în privința rezervărilor, fiind dornici de a-și petrece câteva zile la mare după o lungă perioadă în care au fost privați de vacanțe și au avut un trai plin de restricții. Oamenii au înțeles și sunt dornici de excursii, sunt dornici să plece, deci fără niciun fel de probleme ei vor să plece. Au stat destul acasă în această izolare și îi așteptăm fără niciun fel de probleme. Pot să vă spun că în momentul de față, până și în această lună, mai sunt câteva hoteluri pe litoral care au înscrierile, aceste înscrieri timpurii, early booking, și îi sfătuim să vină, pentru că nu toate hotelurile mai sunt sunt foarte multe, deci pot să vă spun, în stațiunea Mamaia, unde foarte multe hoteluri au stop sell. Sunt peste tot 200 de familii care au apelat la serviciile noastre până în momentul de față și așteptăm în continuare turiștii să vină. Prețul mediu al unui sejur achiziționat în această perioadă a fost de aproximativ 2700 de lei. Tariful unui sejur pornește de la 1400 de lei pentru stațiunile din sudul litoralului și urcă până la 8000 de lei pentru un studio sau apartament în stațiunea de lux Mamaia Nord. Astfel, se pare că anunțurile făcute de autorități, cum că începând cu data de 1 iunie se poate aplica o ridicare a restricțiilor dacă procesul de vaccinare decurge conform planurilor, au dat speranță românilor, crescând numărul rezervărilor pe litoral. Premierul Florin Câțu, în cadrul unei conferințe, a subliniat facilitățile pentru persoanele vaccinate. Oficialul a vorbit despre o capacitate de 100% pentru hotelurile și restaurantele de pe litoral, însă doar pentru persoanele imunizate. În primul rând, sunt câteva lucruri pe care cu toții le așteptăm pentru sezonul estival. Este clar că putem vorbi de fără mască pe plajă, de exemplu, fără mască dacă mergem la munte, dumeție, etc., putem să vorbim de fără mască. Dar putem să vorbim și de lucruri sau de facilități, să spun așa, pentru persoane vaccinate. Putem să vorbim, de exemplu, de restaurante care pot să ajungă la capacitate 100% cu persoane vaccinate. La interior. Sau hoteluri pe litoral, capacitate 100% cu persoane vaccinate. Deci sunt lucruri la care ne uităm. Putem să vorbim de evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vaccinate. Deși ni se spune că vaccinarea nu este obligatorie, se pare însă că autoritățile fac tot posibilul să constrângă populația să se imunizeze. Încercând să aflăm ce facilități li se acordă persoanelor imunizate și de ce, am cerut câteva informații la numărul public afișat pe site-ul DSP Gorj. Spuneam, veți conta cu un caz pozitiv într-un viitor apropiat și sunteți vaccinați și cu a doua doză și vor trece 10 zile de la a doua doză, de când ați făcut a doua doză, și din întâmplare intrați în contact cu un caz pozitiv, nu mai intrați în carantină. Este unul din avantaje. Al doilea avantaj, de exemplu, dacă plecați în străinătate și reveniți în țară și veniți într-o zonă cu risc epidemiologic, din nou, nu mai faceți carantină. Pentru că asta spune legea, da? Este o lege dată în sensul ăla. Hotărârea numărul 9, dată în 11 februarie. Un medic epidemiolog ne-a explicat beneficiile vaccinului, mai exact faptul că nu putem face o formă gravă. Totuși, spunându-i că există în spitale internați la ATI și intubați pacienți care s-au vaccinat, medicul ne-a răspuns că există excepții și depinde de gena omului și noroc. În studiilor clinice, în funcție de tipul de vaccinări, ei spun că au protecție peste 90% pentru formele medii și severe. Înseamnă că boala nu mai avansează așa urât. Păi da, vedeți cum noi suntem vaccinați la mic, de mici, cu antitetanosul, de exemplu, că multă lume se înțeapă pe la țară și nu au nicio problemă, pentru că noi, fiind vaccinați, avem anticorpi, avem limfocite B cu memorie, care sunt împrăștiate în corp. Depinde de gena omului și norocul. Fiecare om are o particularitate. De aceea studiul nu are 100% protecție. Are peste 90%. Mai e sistemul imunitar. Cum a dobândit, ce mănâncă, ce malformații mai are. Sunt mai mulți factori. Dar așa, gândind la nivel statistic, 90% este o protecție foarte bună în populație. Înseamnă că unul din 10 oameni poate să dezvolte o formă medie sau gravă. Astfel, vaccinarea oferă o serie de beneficii. Ne ajută să nu mai purtăm mască, să mergem la mare și în străinătate,
imunitate și să nu stăm în carantină. Însă în ceea ce privește sănătatea și siguranța, trebuie să conștientizăm că putem fi în continuare excepția care face o formă severă, deși s-a imunizat. O nouă inițiativă a Direcției de Sănătate Publică Gorj, care își dorește înființarea în acest weekend a două centre provizorii de vaccinare în municipiul Târgu Jiu. Conform conducerii DSP Gorj, un centru va fi amenajat în cadrul mall-ului din oraș și un altul în parcul central. Pentru a crește numărul persoanelor imunizate, Direcția de Sănătate Publică Gorj a venit cu un proiect inovator, mai exact construirea a două centre de vaccinare provizorii în două locații din municipiul Târgu Jiu, vizitate de gorjeni zilnic. DSP Gorj își dorește ca cele două centre de vaccinare unde persoanele interesate de a se imuniza nu vor fi nevoite să se programeze, să fie înființate în acest weekend. Potrivit directorului DSP Gorj, Narcis Stoian, se ia în calcul deschiderea unui centru de vaccinare în incinta mall-ului din oraș și un al doilea în parcul central, chiar în zona Porții Sărutului. Intenționăm în weekend să deschidem două puncte de vaccinare, unul în incinta Parcului Central Târgu Jiu, lângă Poarta Sărutului, și unul în incinta malului din Târgu Jiu. Inițial doream un drive-thru, dar am înțeles că vremea va fi nefavorabilă la sfârșitul săptămânii și nu riscăm să-l facem în exterior și o să-l facem în interior. În ceea ce privește personalul medical ce va deservi aceste două centre, echipa va lucra doar în următoarele două weekenduri și la data rapelului. În aceste două centre se vor putea vaccina inclusiv turiștii care vizitează operele sculptorului Constantin Brâncuș. Personalul o să vedem zilele acestea, o să se facă contracte cu personal, niște echipe mobile care o să meargă în aceste două puncte de noi de vaccinare. Deci vor funcționa weekendul acesta și weekendul viitor în intervalul orar 8-20 în Parcul Central, iar în incinta malului pe perioada de program cât are acest complex comercial. După 21 de zile, aceleași echipă să meargă tot în weekend să facă rapelurile în aceleași locații, dacă este posibil, dacă o să avem turiști în zona parcului care este vizitat de sute de turiști, aceia o să facă rapelul în locațiile dânșilor de domiciliu. Autoritățile speră ca prin aceste idei inovatoare procesul de vaccinare să aibă un real succes, iar revenirea la normalitate să fie posibilă cât mai curând. La nivel național, conform ultimei raportări a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, numărul românilor vaccinați a depășit pragul de 3,6 milioane, iar la nivelul județului Gorj, peste 94.000 de cetățeni au ales să se vaccineze. Claudiu Constantinescu, managerul interimar al Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, vrea să rămână în continuare la cârma instituției. Acesta spune însă că în prezent nu se cunoaște o dată exactă când se va desfășura concursul pentru șefia SJA Gorj. Serviciul Județean de Ambulanță Gorj a trecut printr-o serie de schimbări în ultimele luni, atât din punctul de vedere al directorilor, cât și al autospecialelor care au intrat în dotarea instituției. Așadar, după ce Adrian Dobrin, fostul șef al Sanepid din cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj, a decedat acum două luni în timp ce era transportat cu ambulanța SJA Gorj, au fost făcute modificări la nivelul conducerii. Dobrin era infectat cu SARS-CoV-2 și avea plămânii afectați în proporție de 95%. Acesta a fost transportat cu o ambulanță către un spital din București, dar în apropiere de Râmnicu Vâlcea, ventilatorul nu a mai funcționat din cauza că nu mai era alimentat corespunzător cu energie. Pacientul a fost dus la unitatea de primiri urgențe din Râmnicu Vâlcea, unde a survenit decesul. Corpul de control al prefectului a efectuat verificări la Serviciul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde au fost constatate numeroase nereguli, astfel că prefectul de Gorj, Corneliu Răducan, i-a cerut demisia lui Constantin Mitroi. Cel nominalizat pentru a ocupa funcția de manager interimar al ambulanței Gorj a fost Claudiu Constantinescu, care a ocupat de puțin timp postul de director medical al instituției. Întrebat dacă va dori să participe la concursul pentru postul de manager pe care îl ocupă interimar în prezent, acesta și-a exprimat intenția de a candida. Claudiu Constantinescu spune că nu se știe când va fi organizat un concurs pentru șefia Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. Un concurs pentru managerii de la ambulanțele județene aștept să se organizeze la nivel național. În momentul ăsta nu am o dată pe care o să o cunosc și vreau să particip, să cumva să formez în primul rând un comitet director nou și să merg cu ei mai departe. Sunt colegi care au avut experiențe de conducere
aici în serviciul județean de ambulanță sunt oameni în care eu am încredere și este nevoie de o abordare cumva mai pragmatică și cumva consecventă. Claudiu Constantinescu a spus că se fac verificări constante ale autospecialelor. Ambulanța în care se afla ventilatorul defect care a provocat decesul lui Adrian Dobrin a fost trimisă la București pentru reparații și, în prezent, managerul interimar a spus că defecțiunile au fost remediate. Ambulanțe care au fost verificate în momentul respectiv, s-a chemat firma care asigură întreținerea, servisarea pentru mașinile noi care au venit în dotare de mai puțin de 2 ani, s-au deplasat o echipă, în primul rând, pentru aparatura medicală și aceasta a fost verificată, recalibrată, mă refer la monitoare defibrilatoare și ventilatoare de pe mașinile cu medic, să zic așa. Această ambulanță care a avut defecțiune la partea electrică a fost trimisă la București, la firma care asigură servisarea și a fost remediată acea defecțiune. Adrian Dobrin, inspectorul șef în cadrul DSP Gorj, avea 48 de ani și a fost preluat de la spitalul din Târgu Jiu, unde fusese adus pentru investigații suplimentare de la spitalul Târgu Cărbunești, în care era internat de câteva zile, fiind infectat cu coronavirus și pneumonia acută severă bilaterală. Acesta urma să fie transferat la o unitate medicală din București. Peste numai câteva ore, în timp ce era transportat către capitală, la intrare în Râmnicu Vâlcea, un ventilator de pe ambulanță nu a mai funcționat din cauza unei siguranțe care s-a ars, iar echipajul a mers în unitatea de primiri urgențe Vâlcea. Pacientul a intrat în stop cardiorespirator și la ora 20 a decedat. Se pare că în realitate acel ventilator era defect de mai bine de 3 luni, acest aspect fiind menționat în repetate rânduri în jurnalul de bord al autospecialei, iar în urmă cu 2 săptămâni, un medic de la SJA a adus în scris la cunoștința conducerii faptul că aparatul de oxigen nu funcționează la parametrii normali, însă nu s-a luat nicio măsură. Danilie Morega, președintele Fundației Tudor Vladimirescu, este revoltat de situația în care se află în continuare drumul județean 671 de Apa Neagră, Padeș, Valea Mare. Deși în repetate rânduri, fostul deputat a făcut apel către Consiliul Județean să se ocupe de reparația drumului care duce către monumentul lui Tudor Vladimirescu, nu a fost făcut nimic până în prezent. Se apropie noi manifestări care vor avea loc la monumentul lui Tudor Vladimirescu cu ocazia sărbătoririi bicentenarului eroului neamului românesc. Cu toate acestea, nici până în prezent nu a fost reabilitat drumul județean 671D, Apa Neagră, Padeș, Valea Mare, care duce spre monumentul lui Tudor Vladimirescu. Deși de nenumărate ori Danilie Morega a ridicat aceste probleme, se pare că încă nu au fost luate măsuri de Consiliul Județean Gorj. Morega îl indică vinovat chiar pe președintele Consiliului Județean Gorj, asta pentru că, spune președintele fundației, Cosmin Popescu a fost cel care a promis cartera rutieră ce leagă Apa Neagră de Valea Mare, drum istoric și turistic aflat într-o stare deplorabilă, va fi modernizat. Din păcate, ne aflăm în punctul în care ne apropiem de sărbătorirea a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821, iar proiectul legat de drum este tot în lucru, șefii de la județ oferind pentru a nu știu câta oară doar promisiuni. Reprezentanții Consiliului Județean Gorj au trimis o informare de presă prin care prezintă execuția lucrărilor la mai multe obiective de investiții, iar la drumul de la Padeș, în luna aprilie, lucrările figurează a fi realizate pe o suprafață de doar 350 de metri. Danilie Morega susține că nu a fost modernizat sau asfaltat nici măcar un metru de drum, iar toate aceste informații transmise de reprezentanții Consiliului Județean Gorj sunt doar minciuni. Fostul deputat spune că i-a cerut lui Cosmin Popescu să urgenteze și să rezolve situația drumului care trece prin fața locului în care se vor organiza manifestările în vara acestui an. Din spusele lui Morega, președintele Consiliului Județean Gorj îi promitea că se vor rezolva aceste probleme încă din 2017, dar nu s-a concretizat nimic nici până acum, după 4 ani în care au avut loc constant aceste discuții. Eu am fost la Padeș, la biserica ctitorită de mine și nu s-a modernizat niciun metru. Deci, minte Cosmin Popescu cu nerușinare, așa cum m-a mințit, din 2016 până astăzi. Mai mult decât atât, doresc să informez gorjenii și nu numai, că sărbătoarea care ar trebui ținută pe data de 6 iunie, prima duminică din iunie, nu mai are loc. Pentru că domnii n-au terminat lucrările. Morega este dezamăgit că nu au fost luate măsuri nici până în prezent și spune că el a fost singurul care s-a interesat cu adevărat de problemele pe care le traversează județul Gorj. Sunt un om care mă preocupă problemele județului. Și mă preocupă foarte mult problemele
legate de eroii neamului, monumente, case, memoriale, așa mai departe. La ei nu. Pe ei îi preocupă teșchereaua, să-și umple teșchereaua de bani. Și nici de cum asta. În anul 1921, Comitetul Școlar din Padeș, prin îndemnul învățătorului Nicolae Spineanu, în centrul meterezelor lui Tudor Vladimirescu, a îngrădit un loc de 2 metri pătrați, unde s-a ridicat pentru început o troiță de stejar cu însemnarea Tudor Vladimirescu 1821-1921. Așadar, în data de 9 iunie 2021, se vor sărbători 200 de ani de la mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu. Una dintre obligațiile cetățeanului este plata taxelor și a impozitelor, însă mulți dintre noi nu știm exact cum se calculează aceste taxe. În cazul impozitului, unul dintre factorii de care se ține cont este rangul localității, dar și împărțirea zonelor acelei localități. În România există diferite forme de impozit, dar toate sunt încasate de stat, de la persoane fizice și de la societăți. Acești bani încasați se folosesc ulterior pentru a finanța diferite unități sau servicii, cum ar fi spitalele, școlile, muzeele, bibliotecile și multe altele. România se numără printre țările în care o persoană sau firmă poate preciza donațiile caritabile în declarația de venituri de la sfârșitul de an. În acest caz, o parte din suma donată se restituie, însă doar cu condiția să fie o donație către o organizație caritabilă înregistrată. Astfel, românii au pe lângă drepturi și această obligație de a-și plăti taxele și impozitele. Mulți dintre ei însă nu știu exact cum se calculează suma pe care sunt nevoiți să o plătească. Conform conducerii Direcției Publice de Venituri din Târgu Jiu, tariful impozitului variază în funcție de anumiți factori, printre care rangul localității, suprafața utilă, coeficientul de corecție, vechimea imobilului și materialul construcției. Rangul municipiului Târgu Jiu este 2, fiind împărțit în 3 zone conform deciziei Consiliului Local. Impozitele și taxele locale se calculează în funcție de rangul localității. Acele categorii sunt reglementate de legea ierarhizării localităților, legea 351. Noi, municipiul Târgu Jiu, făcând parte din categoria de rang 2, municipii reședințe de județ, în funcție de care se calculează coeficienții de corecție a impozitului pe clădiri, pe teren, mijloacele de transport fiind reglementate pentru toate localitățile din țară la același nivel. Așa cum am spus, la categoria de impozit clădiri și teren, trebuie să aplicăm coeficienții de corecție aferenți municipiului Târgu Jiu, municipiul reședință de județ, care sunt în funcție de zone, zona A 2,4, 2,3 în zona B și zona C 2,2. Noi am stabilit prin Consiliul Local doar 3 zone. Este posibil, conform legii, să fie stabilite până la 4 zone. Spre exemplu, la impozitul pe teren, categoria curs construcții, tariful variază în Târgu Jiu între 6.648 de lei pe hectar și 2.935,59 în funcție de zonă. De asemenea, pentru celelalte categorii de impozit pe teren, vorbind de teren arabil, pășune, fâneață, vie, livadă, pentru toate aceste categorii, conform coeficienților de corecție, avem stabilit un nivel de plecare, cel prevăzut de lege, care este corectat, așa cum am spus, sunt multe categorii și dacă e să enumăr acum, avem, de exemplu, la teren arabil 83,62 de lei pe hectar, la pășune 66 de lei pe hectar, la livadă 154 de lei pe hectar, la fâneață 66 de lei și așa mai departe. Deci, impozitele sunt stabilite în funcție de categoria de folosință a terenului și de zona în care se află terenul și, evident, în funcție de suprafața pe care o deține fiecare cetățean în proprietate. În funcție de tipul clădirii, valoarea impozabilă variază și ea în municipiul Târgu Jiu în anul 2021 între 1128,91 lei pe metru pătrat și 141,13 lei pe metru pătrat. Consilierii PSD vor să înființeze o platformă specială pentru colectarea hainelor vechi în Târgu Jiu, pentru că hainele aruncate la voia întâmplării sunt o problemă. O astfel de inițiativă ar fi o soluție. În oraș există și acum mai multe pubele care colectează haine, însă și-au pierdut utilitatea, iar localnicii le ignoră în totalitate.
Știm cu toții că în municipiul Târgu Jiu, colectarea și reciclarea sunt două capitole care le dau bătăi de cap autorităților. Aproape oriunde mergem sau oriunde ne îndreptăm privirea, dăm de munți de peturi, cartoane și tot felul de deșeuri care poluează și distrug natura. Pentru a rezolva această problemă sau cel puțin a diminua această indiferență a celor care aruncă deșeurile oriunde le convine, consilierii PSD vor să creeze o platformă unde pot fi duse hainele ce nu mai sunt purtate. Acestea vor fi triate și vor avea două direcții, fie vor fi donate familiilor nevoiașe, fie vor fi duse la incinerator. Astfel de pubele care colectează hainele există și în prezent în municipiul Târgu Jiu, însă sunt ignorate de localnicii din municipiu. Avantajul acestui proiect ar fi dublu. Hainele care nu mai pot fi folosite vor fi selectate, curățate și donate familiilor nevoiașe, iar restul vor fi duse la incinerator. În prezent se urmărește crearea 10 platforme pentru reciclarea hainelor care nu mai sunt folosite în diferite locuri ale municipiului Târgu Jiu. Am inițiat alături de colegii mei un proiect prin care dorim să înființăm o platformă de colectare a hainelor vechi în diferite zone, într-o anumită zonă a orașului, dar până să construim această platformă ne dorim să montăm 10 recipienți special pentru hainele vechi. De ce am ales să implementăm acest proiect sau ne dorim să implementăm acest proiect? Dacă e să mergem acum la marginea orașului, în mai multe zone, vom vedea că pe toate câmpurile sunt aruncate haine vechi, în special de cei care comercializează astfel de haine. Pe de altă parte, sunt mulți cetățeni în municipiul Târgu Jiu care au haine de aruncat și nu știu unde să le ducă. Practic, prin construirea unei astfel de platforme, le-am facilitat acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să subliniez că o parte din haine, nu cele care se strâng de pe câmpuri, să nu se înțeleagă greșit, de subliniez, nu cele care se strâng de pe câmpuri, o parte din hainele care sunt aduse de cetățenii din municipiul Târgu Jiu a putea fi folosite și date către anumite familii care au probleme financiare, deci încă o dată subliniez, nu cele care sunt adunate de pe câmpuri, iar cele care sunt adunate de pe câmpuri pot să meargă către incinerare. Luis Popa, consilier local PSD, spune că urmărește să realizeze acest obiectiv pentru că a observat astfel de platforme în mai multe zone ale țării. Ca să se materializeze, proiectul mai are nevoie și de avizul Consiliului Local, iar dacă acest proiect va fi aprobat, Târgu Jiu va scăpa de problema deșeurilor aruncate la întâmplare. În momentul în care am fost ales consilier local pe listele Partidului Social Democrat, mi-am propus anumite proiecte pe care le-am văzut în altă parte și mi-ar dori să le văd și în municipiul Târgu Jiu. Iar această idee cu platforma am văzut-o în alte zone ale țării. Și atunci, ce am promis în campanie, încerc să realizez în mandatul de consilier local. Repet, depinde foarte mult de majoritatea din consiliul local, proiecte au venit din partea noastră și vor mai veni din partea noastră, mai departe trebuie să vedem dacă și dumnealor acces sau nu acces la aceste proiecte. Cei care vor aduce hainele în acest centru nu vor plăti niciun leu. Investiția ar costa aproximativ 400.000 de lei. Pentru moment, cei care aruncă gunoaiele la voia întâmplării sunt greu de prins și amendat. Proiectul nu implică sume semnificative pentru punerea în practică. Mai sunt doar câteva zile până la expirarea termenului de depunere a cererilor unice de la plată la APIA. Despre subvențiile în agricultură și nu numai discutăm cu directorul APIA Gorj, Traian Crăc, imediat după o foarte scurtă pauză. Am revenit alături de Traian Crăc, directorul APIA Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! V-ați întors la cârma instituției după mai bine de 10 ani. Cum ați găsit această instituție? Deci am găsit o instituție bună, echilibrată, care își face foarte bine datoria și încearcă să asigure cele mai bune servicii fermierilor noștri din Gorj. Ce ne puteți spune despre schemele de măsuri în ajutorul fermierilor? Deci acum este în perioada de depunere a acestor scheme. Îi așteptăm pe fermieri să vină la noi la APIA. Până pe 17 mai pot să-și depună cererea unică fără să aibă niciun fel de problemă. După 17 mai va fi o penalizare de 1% pe zi pentru cei care întârzie depunerea acestei cereri. Îi așteptăm să vină. Sunt cel puțin 1200 fermieri care au fost programați și încă nu au venit la noi în momentul de față, adică nu și-au depus cererea. Mai au la dispoziție o săptămână? O săptămână să vină. Noi așteptăm, sperăm să vină. Este interesul lor. Se depune o singură cerere pentru toate... Pentru toate măsurile care sunt în desfășurare, da. Se schimbă aceste măsuri periodic? Aici... O dată la 7 ani, politica agricolă comună europeană este stabilită, care stabilește niște principii și niște direcții de urmat. Așa, deci la 7 ani de zile există schimbări mari în structura de subvenții, în funcție de ceea ce dorește Europa să dezvolte. Când a avut loc ultima schimbare? Acum intrăm în noua alocare europeană, 2020-2027.
Cât de mult s-au schimbat aceste măsuri, aceste scheme de ajutor față de momentul în care dumneavoastră ați plecat de la conducerea? Au început să fie adăugate noi și noi măsuri. Pot da un exemplu, o măsură foarte bună pentru cei care pot să o acceseze, pentru tinerii fermieri. Adică, pe de o parte, se acordă o subvenție specială pentru ei și, pe de altă parte, au alte instituții, programe speciale prin care pot să-și dezvolte fermele. Noi îi sprijinim cu subvenții speciale pentru tinerii fermieri, o subvenție dedicată de care de cât ei pot să o acceseze. Și care sunt condițiile pentru accesarea acestei măsuri pentru tinerii fermieri? Păi trebuie să se înscrie ca tiner fermier și să-și depună un dosar la fostul AFIR a PDRP și dacă sunt acceptați, după aceea pot să depună la noi cererea pentru subvenția lor dedicată pe suprafață care o au. Până în momentul de față, cam câte cereri au fost depuse? Știm că mai sunt câteva zile. Deci, din un total de aproximativ 17.000 și ceva de cereri, când am avut în anul 2020, până acum avem în jur de 15.000 și ceva depuse. Aproximativ 77% din suprafața de anul trecut a fost deja acoperită de subvenții. Sperăm să o acoperim mai mult decât anul trecut, dar depinde de cât de fermieri care trebuie să vină să depună cerere. Există o statistică, cam ce suprafață din terenul arabil și nu numai al Gorjului a fost înregistrat la APIA pentru subvenție? Avem niște reguli la APIA, adică trebuie să depunem parcele minim de 0,3 hectare, care adunate să depășească un hectar, ca să poți să depui cererea. Și evident că sunt parcele mici care nu se încadrează și nu vor primi subvenția. Și la fel sunt oameni care au în posesie mai puțin de un hectar și la fel nu vor primi subvenție. Acum, din suprafața Gorjului agricolă, e un pic greu să estimez cât avem. Pot să vă spun că pe vremuri aveam în jur de 90 ceva de mii de hectare pentru subvenție depuse la APIA. Acum suntem în jur de 70 și ceva de mii de hectare depuse. Pandemia a adus și o nouă subvenție pentru sectorul zootehnic, despre ce este vorba. A fost un ajutor care s-a dat pe pandemie, special în sectorul zootehnic. A constat în niște sume de bani bune care s-au acordat fermelor care dețineau animale. Vedeți, această subvenție este o subvenție specială. Deci se poate da o singură dată pe un exercițiu financiar de 7 ani de care m-am vorbit la început. Și am prins o subvenție pe 2020 pe tot exercițiul care a trecut și acum vom prinde una pe noul exercițiu, anul acesta. Deci toată lumea care are minim 3 ovine în exploatație să vină să-și depună cererea că vor primi și această subvenție specială de ajutor de COVID. Ce valoare are această subvenție? Nu se poate spune exact valoarea subvenției în momentul de față, întrucât se acordă pentru toate bovinele din România care vor avea cerere. Au pus deoparte pentru acest lucru 182 de milioane de lei. Acum, în funcție de câte bovine se vor avea cerere, se va împărți la numărul lor și se va calcula cât va veni pe fiecare cap de bovină. Aș putea să estimez eventual cam cât o să fie, dar nu. Se va stabili, v-am spus, printr-un calcul la sfârșitul perioadei de depunere. Câteva zeci de euro, între 40 și 60 de euro pe cap de bovină, cred că va fi, dar încă o dată, cred că va fi, nu pot să știu până nu depun cererile. La nivelul țării se depun, pe toată țara. Termenul este același cu cererea. 17 mai este termenul pentru toate. Există pentru această subvenție pe timp de pandemie o cerere separată? Nu. Trebuie doar să-ți depui cererea normală și să ai o fermă cu un minim de animale. Cum am spus, cele trei bovine este în momentul de față formula minimă. 3 bovine în exploatație la data de 31 ianuarie 2021. Bovinele să aibă 16 luni. Au fost depuse până acum astfel de cereri? Da. Dar nu
cererea aceasta de COVID. Aceasta se acordă, v-am spus, suplimentar la toți cei care dețin exploatații de o anumită dimensiune. Au fost cererile normale de exploatații de bovine, care au scăzut cele față de anii trecuți, întrucât se pare că există o problemă cu numărul de animale aflat în gospodăriile fermierilor. Aici e o discuție mai, un pic mai complexă. Vedeți dumneavoastră, se lua un an de referință până acum. Anul de referință era 2013. Deci cine a avut în 2013 bovine în exploatație putea să caseze subvenția în 2021. Această subvenție nouă se dă strict la exploatațiile care au 3 bovine la data de 31 ianuarie 2021, adică care le-au acum în exploatație. Și se pare că nu sunt chiar adâncul câte am sperat noi să fie. Observăm că este un interes tot mai scăzut pentru agricultură, cel puțin la nivelul Gorjului. Așa cum ați precizat și dumneavoastră, lipsesc câteva mii bune de hectare care putea să fie cultivate, da. Și de asemenea lipsesc și multe animale, iar acest lucru știe cel mai bine DSVSA. De ce nu mai sunt oamenii interesați de agricultură? După cum ați observat, o mare parte a Gorjului a plecat să lucreze în alte părți, fie în România, în orașele dezvoltate, fie peste hotare. Și plecând, nu mai rămân oamenii care să aibă acest tip de activitate. Că este o activitate dificilă, continuă, nu are sărbători, nu are pauze și nu mai fiind suficienți oameni, o să scadă inevitabil numărul de fermieri. Pe de altă parte, s-ar putea să asistăm la o comasare a terenurilor și la apariția unor fermieri mai mari, care să aibă mai multe hectare în grijă, nu un hectar, două, trei, cum sunt foarte multe exploatații la noi în Gorj. Deja e în creștere numărul de exploatații mari, peste 50 de hectare. Apar de la an la an, mai apar în exploatații mari. Cu ce probleme se confruntă fermierii în ziua de astăzi? Ar fi și asta un motiv pentru care nu se mai cultivă și nu se mai practică agricultura. Gorjul este un județ care nu are un sol foarte bun. Adică agricultura care se face în Gorj este o agricultură un pic mai dificilă. De aceea suntem noi și orientați spre creșterea animalelor, pentru că ne favorizează terenul. Iar pentru creșterea animalelor, v-am spus, e o destul de greu de efectuat acest lucru. Nu mai sunt efectiv oameni care să aibă grijă de animale cum aveau odată. Animalele trebuie duse, mergi cu ele la munte, trebuie să le păzești la munte, stai în vârful muntelui luni de zile, izolat. Nu mai sunt foarte mulți oameni dispuși să facă aceste lucruri. O altă grijă pe care o au fermierii o reprezintă seceta sau inundațiile. Sunt mulți fermieri care aleg să nu depună cererea la APIA de teama unei calamități în care să piardă efectiv cultura și atunci să piardă și subvenția. Ce se întâmplă? Mulți oameni știu că noi facem controle periodice prin care punem în corelare ce a declarat omul în cerere cu ce este în teren. Și de acum, dacă a cultivat porumb sau grâu și noi mergem la fața locului, nu găsim acolo acest lucru, într-adevăr, aceste subvenții sunt tăiate. Acum, calamitățile, când se produc, au o procedură prin care trebuie notificat autoritățile locale, care fac o comisie și stabilesc acest lucru. Și în cazul că există această decizie de calamitate locală luată, noi putem feri pe fermieri de astfel de probleme. Dar trebuie să facă întreaga procedură și să facă în termenul legal care o au la dispoziție. S-a stabilit până acum cuantumul subvenției pe cap de animal? Da. Au venit subvențiile pe cap de animal, subvenții, și au fost dezamăgitoare pentru foarte mulți fermieri, au avut un cuantum mic de data aceasta, pentru că v-am spus, era această discuție cu anul de referință 2013 și acum au dat foarte puțin bani pentru animale la anul de referință 2013 și au oprit majoritatea banilor să-i dea pentru acest ajutor de COVID pentru cei care au astăzi animale în gospodăriile lor. Despre ce sume vorbim?
aproximativ un euro pe cap de bovină a fost subvenția stabilită. Adică nu este o subvenție care să atragă oamenii spre acest lucru. Exista... În alți ani, subvenția era în jur de 380 de lei pe cap de bovină. Și se acorda pentru minim 3 bovine, deci un om încasa cam 1000 și ceva de lei în această subvenție pentru o mică afacere, fermă de 3 bovine. Acum a încasat tot același lucru 15 lei, aproximativ. Dar pentru COVID a încasat 1000 de euro ca ajutor special. E drept, se dă o singură dată la nivelul unui exercițiu financiar de 7 ani. Dar cine a avut animalele a prins o dată anul trecut și prinde și anul acesta încă o dată. Totuși, vorbim despre un euro pe cap de animal. Nu a stabilit o dimensiune. Nu este un balot de paie. Nu numai asta. Nu face cât îl costă transportul să vină să-și depună cererea la noi la Sergiu Apia. Exista la un moment dat un proiect privind subvenționarea mangaliței. Se mai știe ceva despre el? Deci, noi avem diverse proiecte prin care sprijinim rasele, dar proiectele care sprijină în mod dedicat o anumită rasă se desfășoară de obicei prin alte instituții, nu la APIA. Deci noi nu am acordat în mod special subvenții de acest fel. La ce să se aștepte fermierii de la anul 2021? Acum există două subvenții care a fost primită să fie instrumentată de APIA. Știți, anul trecut au subvenționat prin intermediul DADR-ului pentru tomate. A fost un proiect, s-a spus proiectul Tomata. Anul acesta a fost extins pentru mai multe legume și se desfășoară la APIA, se desfășoară la DADR. Pentru o suprafață de solarii de 1000 de metri pătrați cultivată cu roșii sau castraveți sau ardei sau vinete sau varză, acordăm 2000 de euro. Deci pentru o suprafață de minim 1000 de metri pătrați de solarii sau sere și pentru un singur tip de cultură. Se alege unul dintre cele enumerate care... Cum pot accesa sprijinul acesta? Cum se poate accesa? Ca toate celelalte sprijine care se dau la APIA. Se prezintă noi la APIA până pe 17 mai și se înscriu la acest tip de subvenție. Adică înscrierea se face ca toate subvențiile la APIA. Vin cu buletinul, certificatul de producător, un cont activ deschis, dovada că ai 1000, cel puțin 1000 metri pătrați de sere pe care vei să desfășuri această activitate și depui actele. Iar după aceea dovada o vei face că ai produs cantitățile minime de legume cu bonuri, facturi sau file din carnetul de producător care le vei prezenta ca să primești efectiv subvenția. Se va primi spre sfârșitul anului pentru toți cei care vor îndeplini condiții, va fi 2000 de euro pentru 1000 metri pătrați de solar cultivat. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția în cadrul știrilor și vă aștept și cu altă ocazie cu vești bune. Vă mulțumesc. Mulțumim tare mult. Asociația pentru Democrație, Educație, Respect implementează proiectul 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Scopul acestui proiect este promovarea valorilor patriotice în rândul liceenilor prin metode non-formale. Așadar, peste 150 de elevi de liceu vor participa la un concurs de eseuri, având tema Revoluției de la 1821. Revoluția lui Tudor Vladimirescu, petrecută acum 200 de ani, s-a concretizat pe baza nemulțumirii românilor cu privire la domniile fanariote și la dominația otomană, ce nu mai corespundea deloc cu interesele populației și nici cu valorile politico-sociale ale secolului XIX. Pentru a reuși să-i facă pe elevii de liceu să-și dea seama ce a însemnat istoria cu adevărat, reprezentanții Ader Gorj au luat hotărârea de a implementa un proiect prin care peste 150 de tineri de la liceu vor putea realiza eseuri online cu tematica 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Cele mai bune compuneri vor fi publicate într-un volum cu ISBN, editura TOT. Principalele obiective ale acestui proiect sunt creșterea interesului elevilor pentru istoria românilor, respectarea și promovarea valorilor naționale, cultivarea imaginației și creativității elevilor în același timp cu stimularea sentimentului de prețuire a trecutului glorios al poporului român și de mândrie patriotică. Beneficiari direcției proiectului sunt minim 150 de elevi din clasele a 9-a, a 12-a, de la liceele din Târgu Jiu. Proiectul 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu este un proiect demarat de ADER, Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, și implementat prin finanțare acordată de stat ONG, un proiect susținut de Kaufland România.
Ne propunem în cadrul proiectului să mergem în liceele din Târgu Jiu, în 5 licee, să discutăm despre ce a însemnat Tudorul Adiminescu, ce a însemnat revoluția condusă de el pentru Gorj și pentru România. O să organizăm de asemenea un concurs de eseuri, unde așteptăm liceenii din Gorj să vină cu contribuțiile lor despre ce a însemnat Tudorul Adiminescu. Cele mai bune eseuri vor fi publicate într-un volum cu ISBN. Potrivit organizatorilor, în perioada 5 mai-15 iunie vor avea loc două activități destinate liceenilor. Este vorba despre concurs de eseuri online, dar și despre un seminar interactiv desfășurat în sălile de curs ale liceelor. Domeniile vizate sunt educația, sănătatea, mediul social și cultura. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Idares Public, unde invitați sunt Nicolae Ivăniș și Manuela Miseilescu. Iar de la ora 21, președintele Asociației Concesionarilor din Rânga, Constantin Pănescu, vine la dialog deschis. Noi ne revedem și mâine de la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. Să aveți o seară minunată!